De la declanșarea războiului în Ucraina și până acum, au intrat în România peste 400.000 de cetățeni ucraineni. Mai mult de 80.000 au ales să rămână în țară. Cei mai mulți au intrat prin Vama Siret, peste 116.000 de refugiați, media la fiecare 24 de ore fiind de 5.000 de refugiați ucraineni. Colegiul Farmaciștilor Suceava s-a mobilizat încă de la început, când la Vama Siret s-au ivit primii refugiați ucraineni, pentru a oferi ajutor constând nu doar în medicamente, produse alimentare, haine sau bani, ci și în servicii farmaceutice. Până în prezent, valoarea donațiilor farmaciștilor către persoanele refugiate prin punctul de trecere Vama Siret este de circa 80.000 de lei. Aș vrea să ne vorbiți despre strângerea de fonduri și donații la care a participat Colegiul Farmaciștilor din Suceava pentru refugiații din Ucraina, dar și despre activitățile de voluntariat făcute până acum de farmaciști. Farmaciștii din Colegiul Farmaciștilor Suceava au fost cu toții implicați în activități de ajutorare a refugiaților încă de la început. Prin eforturi individuale, în primul rând, în primele zile de la începerea conflictului, au fost prezenți la vamă cu alimente și alte produse, avem colegi farmaciști în activități de voluntariat în ONG-uri și au participat trup și suflet pentru a ajuta oamenii refugiați în Ucraina încă din primele zile. La nivel de instituție a Colegiului Farmaciștilor din Suceava am alocat inițial 10.000 de lei, apoi am primit sume importante de la Colegiul Național din România, de la colegiile din Argeș, Mehedinți, Telorman, Dâmbovița, Bacău, Neamț și Olt. Aceste fonduri au fost alocate din bugetele Colegiului Farmaciștilor și au fost redirecționate către instituțiile autorizate, ISU și DSP, cu medicamente și alte produse care ne-au fost solicitate. Practic, farmaciștii s-au ocupat și de ajutorarea efectivă prin a fi la fața locului și a da o mână de ajutor. Câți farmaciști mai precis s-au implicat în munca de amenajare a unor rafturi, pentru că înțeleg că a fost nevoie să fie puse niște rafturi și să fie ordonate medicamentele primite din donații în centrele de refugiați și înțeleg că n-a fost într-un singur centru, ci la Siret, Rădăuți, Milisăuți și la hotelul Mandachi. Deci, câți astfel de farmaciști s-au implicat și de ce era nevoie de o astfel de activitate? Aș vrea să înțeleagă în special publicul larg. Da, noi am venit, practic, am observat această situație la nivelul acestor centre. Erau deja donații când noi am fost prezenți cu donațiile din partea colegiului. Donațiile din partea colegilor au venit la solicitarea instituțiilor și a centrelor de refugiați, a medicilor de acolo. Noi ne-am deplasat la aceste centre și acolo erau deja niște donații strânse cu câteva zile înainte de la persoane fizice, de la alte instituții. Nu erau depozitate corespunzător, medicamentele erau lăsate în cutii sau sacoșe, cum au fost aduse de oameni. Și atunci am simțit că este foarte important să organizăm aceste centre. Cabinetul medical sau punctul medical care era acolo a necesitat amenajarea. Am adus rafturi și am organizat medicamentele pe specialități medicale sau alfabetic, cum au dorit medicii de acolo și asistenții medicali implicați, voluntari sau detașați de la Direcția de Sănătate Publică. Și în felul ăsta, practic, este mult mai ușor să poți oferi un medicament în sprijinul refugiaților care sunt acolo sau un tratament corect în momentul în care ai foarte clar așezate medicamentele și în felul acesta și necesarul este mai ușor de făcut pentru că medicamentele se consumă în funcție de situațiile medicale care apar și atunci de la centre ne sunt solicitate zilnic alte medicamente, ori care s-au terminat, ori poate să apară situații noi pentru care centrele nu erau pregătite. Am avut 5 farmaciști și 2 asistenți medicali care au venit la solicitarea noastră imediat și care ne-au ajutat la amenajarea acestor spații. Este vorba, într-adevăr, de centrul de refugiați de la Siret, de cel de la Milișăuți și Rădăuți și de la centrul de la Hotel Mandachi. Cât timp ia o astfel de organizare?
în funcție de fiecare situație în parte. Am avut centre cu spații mai mari și cu donații mai mari, necesarul fiind mai mare și numărul de refugiați cazați mai mare, și atunci acolo a fost necesară de 4-5 ore de amenajare. Și am avut și zone unde a fost mai puțin, încă 2-3 ore, aproximativ. Ce fel de medicație a fost cea mai solicitată în această perioadă pentru refugiații ucraineni din România? Cel mai solicitat au fost, bineînțeles, medicamentele antiinflamatoare, analgezice, antitermice, datorită vremii de afară, este frig și sunt refugiați pacienți răciți sau cu alte afecțiuni respiratorii pentru tuse, de asemenea copii foarte mulți răciți cu febră, și atunci ni s-a solicitat medicație pediatrică. Pe partea digestivă, pentru dureri de stomac, diaree, vărsături, greață, cu siguranță datorită stresului foarte mare și alimentației necorespunzătoare acestor pacienți, au apărut aceste situații digestive, și am mai avut și solicitări pentru medicație antiepileptică sau de diabet, medicație care ni s-a solicitat prin cadre medicale. Există și cereri de medicamente greu de îndeplinit pentru refugiații din Ucraina care sunt în România. Aici m-aș referi la medicamente foarte scumpe, cum sunt cele oncologice, care de obicei se găsesc în farmaciile din spital, sau insulinele, sau perfuzabilele. Și ce ați făcut în astfel de situații? Am avut câteva solicitări legate de insulină de acești pacienți, care le-am rezolvat prin medici și prin farmacii, dar nu au fost solicitări mari. Deja Casa de Asigurări de Sănătate a emis un ordin conform căruia pacienții ucrainieni care sunt refugiați pe teritoriul României se pot adresa cadrelor medicale, medici de familie, medici specialiști și farmaciști, cu acele documente de intrare în țară. Până acum n-am avut situații. Cu siguranță ele se vor rezolva la nivel local foarte ușor de către instituțiile medicale autorizate. În privința listelor cu medicamente și materiale sanitare care circulă pe internet, în mass media, cam peste tot, cum credeți că ar trebui să se procedeze din punctul dumneavoastră de vedere al farmacistului? Pentru că în momentul de față unele nu sunt nominale, cantitățile nu sunt precizate și practic nici nu există o siguranță că sunt valide astfel de cereri și că ajung acolo unde chiar ar fi nevoie de ele. Așa este. De când a început situația aceasta de criză, circulă foarte multe liste, liste care nu au exact un beneficiar, nu sunt nominale și nici nu au cantități. Se doresc donații, se cer donații în medicamente. Uneori nici nu se precizează ce medicamente este nevoie. Pentru listele de medicamente sau de produse farmaceutice și parafarmaceutice din țară, pentru refugiații din țară, lucrurile ar trebui să fie deja mult mai simple, pentru că există centre de refugiați, refugiații deja au domicilii sau sunt în centre de refugiați sau sunt în deplasare către alte țări. Și atunci, la nivel local, lucrurile ar trebui să fie mai simple și toate solicitările ar trebui să fie nominale și pentru centrele respective, de către cadrele medicale care se ocupă de centrele respective sau de alte instituții, către colegiul farmaciștilor sau chiar către farmacii, dar strict cu ce este necesar. Problema se pune pentru listele care, de care este nevoie în Ucraina. Sunt liste foarte mari, sunt liste cu medicamente foarte importante, sunt pentru dotări de sale mobile, pentru situații de oncologie sau pentru diabet, pe care noi la nivel local sau un farmacist căruia îi se adresează o asemenea listă nu are cum să le rezolve. Consider că toate organizațiile non-guvernamentale sau cei care doresc să ajute Ucraina să se adreseze instituțiilor, colegilor farmaciștilor, colegiul medicilor, direcției de sănătate publică, când au aceste liste și pe care le adună de la oameni. Presiunea pe om este foarte mare. Noi toți vrem să ajutăm, dar practic nu știm dacă ajutorul nostru ajunge acolo unde trebuie sau este gestionat cum trebuie. Nu putem
să ne asumăm niște lucruri care sunt foarte, foarte greu de imaginat în general la nivelul care este acolo în război, unde pe front foarte greu să trimiți medicamente pe front, dar atunci ar trebui să știm exact ce cantități e nevoie, cât să adunăm, cine le transportă. Ați primit solicitări din Ucraina, liste de la medici sau de la farmaciști sau pur și simplu de la persoane și ați onorat ceva din ele sau n-ați putut onora? Da, da. Au venit liste, în special vin liste pe persoană fizică sau pe organizații care se ocupă acolo de refugiați și de pacienții lor. Mai puțin de la farmacii nu am avut solicitări, nici de la medici. Sigur că s-au onorat, deja s-au trimis spre Ucraina medicamente. Colegiul farmaciștilor are culoar de trecere prin Vama Siret către Ucraina. Majoritatea produselor care s-au trimis au fost de îngrijirea plăgilor, au solicitat fești, comprese, pansamente pentru arsuri, antiseptice locale foarte mult, antitermice, analgezice, medicamente pentru chiar și antibiotice, care s-au trimis prin Colegiul Farmaciștilor. Listele sunt, încă mai primim liste de la diferite persoane din Ucraina, noi, dar cu siguranță primesc și alți farmaciști sau alte persoane fizice aceste liste. Cred că cel mai bine ar fi să fie centralizate la nivelul unei instituții locale pentru a putea fi trimis organizat un ajutor.